pe seama modificărilor sau pe seama schimbărilor care au avut loc la nivel de media și din punct de vedere politic la ceea ce s-a întâmplat până la urmă în ultima vreme. Vreau să vă transmit, probabil știți o parte dintre dumneavoastră, vreau să vă transmit că am demisionat din PNL. Vă spun asta cu inima plină de regret, pentru că mi-a fost a doua casă atâția ani. Am pierdut de asemenea, sau am renunțat de bunăvoie și la funcția de consilier local, tocmai pentru că vreau să-mi asum o anumită poziție și aceea de a sta drept lângă valorile în care eu cred. După cum știți, acum aproximativ 2 săptămâni, Partidul Național Liberal și-a deschis porțile către o serie de noi membri, din punctul meu de vedere. Un lucru bun, până la urmă, ca un partid de dreapta să se deschidă către exterior și să atragă noi membri. Mi se pare foarte corect și foarte normal, însă eu cred și sunt convins de asta, acea deschidere către exterior trebuie însoțită obligatoriu de stabilirea unor criterii minime de integritate, de, dacă vreți, de valoare morală și de parcurs anterior al celor care vin astăzi și bat la ușa partidului. Decizia pe care o iau, mi-am întemeiat-o strict pe acea decizie a PNL-ului de a-și deschide porțile fără a face un minim, să zic eu, apel la niște criterii care ar trebui să le aibă orice partid de dreapta. Într-un timp foarte scurt s-au transmis o grămadă de zvonuri. Eu personal le-am auzit cum că aș fi luat decizia asta dintr-un motiv sau altul personal care țin de vreo dorința mea de a ajunge nu știu unde, că aș fi făcut jocurile nu știu cui. O greșeală mai mare ca asta nu am auzit, sau o prostie mai mare ca asta nu am auzit. Sunt mulți oameni în politică, nu le spun oameni politici, pentru că asta înseamnă ceva, le spun politicieni, care nu au ajuns unde au ajuns altfel decât, nu știu, pupând mereu mâna cuiva, fiind mereu, depinzând mereu de altcineva. Eu personal tot ce am făcut, am făcut de la munca de jos pornind și pas cu pas am ajuns în poziția în care sunt astăzi. Sunt mândru de ce am făcut. Nu am fost niciodată omul cuiva sau al cuiva. Eu mi-am asumat ceea ce am făcut și în politică și mi-asum și decizia pe care o transmit dumneavoastră astăzi. În noiembrie 2014 un semnal clar a fost transmis de către toată țara că se dorește cu adevărat schimbarea clasei politice. Tot auzim de 25 de ani că vrem o schimbare. Vrem o schimbare, însă atunci când este vorba de a face efectiv ceva, sunt foarte puțini cei care își asumă acea schimbare sau își asumă să facă ceva din niște principii pe care ei le consideră corecte. Eu, dacă voi mai face politică un minut, mă voi face pentru că cred că se poate și altfel. Și o voi face în spiritul în care am fost crescut, în spiritul valorilor pe care le am și pe care mi-am bazat toată activitatea, atât profesională cât și politică. Nu am ajuns aici decât pe propriile mele picioare. Mai departe, ceea ce trebuie menționat este că niciodată, în ultimii 25 de ani, nu a fost un semnal mai clar ca noiembrie 2014. Acela de a schimba ceva. Mie mi se pare că românii s-au săturat în sfârșit de acei politicieni care astăzi spun una, mâine fac alta. Acei politicieni care sunt astăzi într-un partid, brusc, mâine sunt în alt partid, poi mâine sunt în alt partid și așa mai departe. Aud peste tot, n-ai ce-i face, așa-i politica. O fi politica așa, dar nu-i politica mea. Și plecarea mea din PNL, făcută până la urmă foarte greu, pentru că e decizia cea mai grea pe care a trebuit să o iau, decizia respectivă se bazează numai pe niște principii și pe acelea de a face politică în mod corect, în mod transparent și a avea într-adevăr interesul celorlalți ca și linie după care să te ghidezi. Nu am fost niciodată adeptul întâlnirilor pe ascuns. Nu am fost niciodată adeptul deciziilor luate între 2-3 persoane în spatele ușilor închise. Tot ce am construit
la echipa de tineret mai ales, pentru că acolo am desfășurat marea parte a activității, tot ce am construit a fost bazat pe alte principii. Vă pot confirma oricând colegii mei de acolo. Cea mai bună echipă, din punctul meu de vedere, poate exagerez un pic, dar nu mult, cea mai bună echipă de tineret din țară am avut-o și o avem la PNL, tocmai pentru că pe tot parcursul activității noastre nu am ținut cont decât de ceea ce am vrea noi de la un om care ne reprezintă. Eu așa mi-am construit și activitatea scurtă de consilier local. Am încercat să fiu omul pe care aș vrea eu să-l văd undeva că mă reprezintă. Cât am reușit, cât nu am reușit, asta cu siguranță judecă cei care ne privesc astăzi, dar am ales astăzi, în momentele astea destul de grele prin care trecem, să rămân drept și să nu cedez presiunilor din exterior de a face pact până la urmă absolut cu oricine, fără a mai ține cont de niște principii, cu speranța și cu promisiunea că vor ajunge pe undeva pe vreo funcție. Niciodată pentru mine funcțiile nu au fost determinante în toată cariera pe care am avut-o. Am stat ani de zile și stau în continuare fără funcții și voi face la fel de multe pentru cei din jur, pentru media și pentru ceea ce simt eu și cred că ar trebui să fie în orașul ăsta, ca și dacă aș fi avut funcție. Până la urmă, asta e drumul pe care am ales să merg. Nu am putut și nu pot în continuare să fac politica celor care au fost acceptați în partid, și mă refer în special la domnul Gheorghe Roman, pentru că, din păcate, eu personal cu dânsul n-am absolut nimic, îl respect, ne cunoaștem, dorința lui e clară de a ajunge primar și nu este de astăzi, îi respect dorința și inițiativa, felicitări pentru că își dorește chestia asta, însă politica pe care el o susține și o face nu poate fi și nu este niciodată, nu va fi politica mea. Nu este nimic personal. Cineva care într-o perioadă extrem de scurtă a trecut de la PSD, la PDL, independent, PSD, independent, PNL, simpla enumerare acestor schimbări, din punctul meu de vedere, ridică mari semne de întrebare. Fără a merge mai departe, că nu vreau să fac atac la persoană, absolut departe de mine lucrul ăsta, decizia mea este una principială și se bazează pe faptul că românii au votat altceva în noiembrie. Nu mai mult de acum 7 luni, au votat altceva. Dacă noi, un partid de dreapta, și noi tinerii mai ales, nu înțelegem să ne adaptăm după voința oamenilor și a românilor, cu siguranță vom avea multe pierduri. Consider că deschiderea partidului către persoane, cum este domnul deputat Gheorghe Roman, fără a impune niște criterii, este o greșeală mare de imagine a partidului și, din păcate, oamenii ne vor sancționa la alegeri. Sper în continuare că colegii din PNL vor ajunge la aceeași concluzie ca și mine, că sunt foarte mulți oameni de valoare acolo. Cred că odată ce lucrurile vor avansa, vor înțelege că fie ne adaptăm cu toții schimbărilor care, până la urmă, le așteptăm de 25 de ani aceste schimbări și poate încet încet deși provocăm. Dacă nu vom face asta, vom fi confundați și ne vom pierde într-o mare de politicieni fără valoare. Eu atât am făcut să vă transmit, aștept întrebările dumneavoastră, vă răspund cu plăcere. Deci zvonurile sunt adevărate că motivul principal al plecării este venirea deputatului lui Roman? Motivul principal al plecării, interesant ați spus problema, este venirea lui, dar nu în mod direct. Pe mine mă interesează foarte mult chiar să spun, sau să chiar să fac ceea ce spun și chiar să rămân fidel până la urmă unor valori pe care mi-am întemeiat toată activitatea. Dacă astăzi spun una și mâine fac alta, cu ce aș fi mai bun eu sau generația tânără decât acei politicieni pe care îi vedem în continuare la televizor, constant la putere? Ei sunt mereu la putere, pleacă dintr-o parte, intră în altă parte. Până la urmă, doar să ne gândim la cazul de astăzi. Cazul pe care îl discutăm astăzi, până la urmă, domnul deputat putea face pasul ăsta dinspre PSD, înspre PNL, în momentul fuziunii între PDL și PNL. De ce a așteptat până după alegerile din noiembrie? De ce nu și-a asumat o bătălie politică din care să iasă fie învingător, fie perdant? Până la urmă, politica nu înseamnă, sau viața nu înseamnă un șir de victorii. Trebuie să-ți asumi asta, sau trebuia să-și asume asta în noiembrie și să vină de partea PNL-ului, de partea noastră. Intram într-o luptă împreună cu ceilalți, îl scoteam
probabil pe domnul Klaus Iohannis, președinte, și alt fel de mesaj se transmitea. Deci nu este strict venirea domnului Roman în partid motivul plecării mele, ci, până la urmă, refuzul de a renunța la niște valori pe care mi-am clădit în întreaga activitate politică. Ce o să faceți acum acolo? Politica momentan, rămâne, vadă, să spun. Rămâne o activitate importantă pentru mine, nu pot renunța la politică, tocmai pentru că ani de zile am sacrificat și mi-am dedicat acestei activități în speranța că noi tinerii și pe noi se bazează lumea când e vorba de a face ceva pentru generațiile viitoare. Sunt independent, voi susține la primărie acel candidat care consider eu că va merita și care are un proiect pentru Mediaș și care într-adevăr merită încrederea mediașenilor. Eu de candidat n-am avut intenția să candidez, nu am intenția să candidez, ca să fie și mai clar, pentru că sunt zvonul cum că am plecat, că îmi doresc aceeași funcție și așa mai departe, nici oricum. Nu-mi doresc să fiu primar al Mediașului în momentul de față, chiar nici prin gând nu trece. Probabil voi candida ca și independent. Sunt sigur că ceea ce v-am transmis eu astăzi nu este doar părerea mea. Și asta se va vedea probabil pe viitor. Candida ca și independent la Consiliul Local? La Consiliul Local o să candidez, dacă lucrurile vor sta așa cum le văd că stau astăzi. Există la ora asta un candidat pentru primăria Mediaș care să corespundă acestor valori sau unul pe care să-l puteți? Deocamdată, candidat anunțat la primăria Mediaș este unul singur și anume domnul Răzăroiu. Alți candidați la primăria Mediaș nu știu să existe. Știți, noastră, cineva care zice că el va fi candidat? Este o bătălie internă la PNL. Este evident, din punctul meu de vedere, că unul cu care ai luptat ani de zile poate să reprezinte oricând o soluție mai bună decât cineva care a venit la în momentul în care guvernul se va schimba, că probabil despre asta vorbim. Domnul Roman a venit în momentul în care a simțit că guvernul e pe o poziție destul de șubredă și vine în Partidul Național Liberal cu o schimbare bruscă de identitate în ceea ce privește doctrina. Pe mine, în momentul de față, mă interesează să îmi dedic viața familiei, să îmi dedic timpul liber pe care am construirii unui nou proiect. Probabil mă voi lipi de un proiect care îl voi vedea că merită. Deocamdată, răspunsul meu final este că nu știu, în afară de la zero, pe cineva care 100% va candida.